A doua prezentare este despre LinkJuice. Ok, este o prezentare medium avansată, așa pe YouTube. Ok. Asta e o pagină web. Este blogul tău wordpress.com și nu e nicio surpriză că așa arată o pagină web. Da? Ok, așa arată scurta unei pagini web. Deci, pagina anterioară care voi ați văzut-o arată bine, da? Arată frumos de uitat. Dacă dai view page source în browser, așa arată pagina respectivă. Textul anterior, da? Te uitai aici și vezi cum arată pagina. Arată frumos, formatat, nu știu ce. Vii aici, arată mai puțin frumos. Bun. Hai să ne uităm în sursă, să vedem un link. Vedeți acolo jos un link, se o copii, clic aici. Avem un link pe care o să vadă utilizatorul. În prezentarea de astăzi, nu o să vorbim despre ce vede utilizatorul. În mod normal, în toată prezentarea de astăzi, utilizatorul să vadă ce vedeți voi acolo jos. Un link arată exact la fel. Se o copii, clic aici. Ce o să vorbim în prezentarea astăzi este ce, cum văd motoarele link-ul respectiv. Ok. Un link arată cum te vede primul paragraf de mai sus. HTTP, egal, primele, link, vine după aia textul care apare acolo și se închide. Da? Se poate pune un parametru, URL egal nofollow, care face niște lucruri. Și ce face acest parametru, o să discutăm în prezentare. Deci, revenim. Avem un site care arată în mod normal, frumos, link-uri, nu știu ce. Poți să vezi sursa. Din sursa, dacă te uiți, poți să vezi lucruri de genul ăsta. Poate să fie un link obișnuit sau un link de egal nofollow. Bun. Cei de rezumă, acestui vizitatori, nu o să vadă niciodată diferența între un link obișnuit și un link nofollow. Și prezentarea de astăzi este despre cum văd motoarele de căutare aceste diferențe. Ce se întâmplă când site-ul A face link la site-ul B? În primul rând se transferă niște page. Apoi se transferă niște încredere și trust, da? Și se acordă o anumită valoare site-ului, weight. Să zicem că vrem un site foarte de încredere, da? Site-ul baie cu bani, da? Dacă site-ul baie cu bani, pune un link către orice alt site, îi dă page, îi dă o anumită încredere, site-ul care a primit link-ul de la baiecuban.com, foarte probabil nu va fi catalogat de spam, e considerat un link important, da? Apoi se acordă o anumită valoare, o weight, da? Și în cele din urmă, un anchor text. George Bush a avut la un moment dat pe pagina Casei Albe o pagină personală, pagina biografiei lui. În toată pagina lui nu era niciodată referit cuvântul failure, da? Un lucru normal. Dar internauții au făcut o campanie pe internet, link-uri către pagina lui George Bush de pe Casa Albă, cu Miserable Failure. Și au pus atât de multe link-uri pe internet, când la un moment dat, când tag Miserable Failure la Google, primul rezultat pe care obținea era pagina lui George Bush de la Casa Albă. Asta se referă la textul ancoră. Chiar dacă tu pe pagină nu vorbești niciodată despre Miserable Failure, nu vrei niciun caz să fie asociat cu cuvântul ăla. N-ai vrea niciodată să dă la Google numele Miserable Failure, tu să apari. Dacă ai un link-uri către tine cu acel text, e posibil să apari în rezultatele la Google. Ok. Hai să zicem că avem un site A și un site B. Sunt mai multe motive pentru care ar dori ca site-ul respectiv să nu primească valoare. Un prim criteriu ar ține de faptul că eu nu controlez toate link-urile. De exemplu, dacă eu am un director web și să zicem că nu moderez înscrierea în director web, poate de oricine să-și introducă site-ul. Ok. Le las, pun link-urile care se introduc cu nofollow, să zicem, să-și introducă oricine site. Am un blog, poate oricine să introducă un comentariu. Și iarăși, să zicem că nu moderez comentarii. Las cine postează comentariul, ajunge pe blog. Sau fiind dacă nu moderez, n-am timp să intru pe fiecare site să-l verific, să văd dacă un site bun, să văd, să stau să-l iau la un la noi, da? E, pentru asemenea situații, pot să pun nofollow. Pot să pun un atribut care blochează site-ul respectiv, să mai crească valoare. Bun. Acolo sunt și alte motive pentru care un site aș dori să nu primească valoare. Ok. Ce e page scan? Am discutat în prezentarea anterioară care ar fi structura unei pagini, da? Deci poți să ai acasă, despre noi, produse și servicii, contact și termeni și condiții. Bun. Pentru mine importante sunt mai multe pagini. Sunt importante pentru pagini cu produse și servicii. Vreau că cineva când caută la Google un anumit produs sau un anumit serviciu de al meu, să mă găsească pe linie prim. Asta e foarte important pentru mine. Apoi, homepage-ul. Dacă am optimizat, cum am zis la prezentarea anterioară, dacă am optimizat homepage-ul pentru un anumit cuvânt cheie,
vreau și homepage-ul să fie găsit. Ce nu vreau găsit, să fie găsit, sunt pagina despre noi care mă interesează mai puțin, pagina de contact și pagina de termeni și condiții. Bun. Deci, ce aș mai vrea să obțin cât mai multe link-uri către pagini importante pentru mine și cât mai puține către o pagină, de exemplu, termeni și condiții. Nu aș vrea să obțin niciun link. Vreau ca cine intră pe site să vadă pagina acolo, să fie acolo, dar de partea mea poate să nu obțină link, poate să nu fie găsită, e ok. Asta ar fi page scouting. Vreau să vă spun că page scouting este o metodă un pic controversată. Unii se tem că dacă folosești page scouting, poți să-ți faci mai mult rău decât bine. Vă sugerez totuși să faci o documentare înainte despre tema page scouting, dacă chiar doriți să implementați această soluție. Să faceți cu atenție, pentru că dacă blocați accesul la anumite pagini, puteți din greșeală să blocați pagini importante sau să faceți mai mult rău decât bine cu soluția respectivă. Google nu recomandă folosirea page scouting și asta o să vedem ce cu Google. Bun. Deci am ajuns pe page scouting. Dacă tot funcționează bine, obțin vizite către paginile cele mai importante pentru site-ul meu. V-am arătat cum arată un link. Un link în varianta standard este do follow. Deci dacă eu pun un link obișnuit, în mod normal, pe un site o să fie cu do follow. Da? Avem un site A care face link la trei site-uri. Site-ul B, C și D. Sunt toate link-uri obișnuite. Și să zicem că site-ul A poate să transfere 6 prompt. Da? Și transferă primului site 2, al doilea site 2 și al treilea site 2. Celui de-al treilea site. De reținut e că logica nu e totdeauna atât de simplă. Contează mult mai mulți factori când se determină câte puncte transferă un site altuia. Dar, ca idee de bază, dacă am trei link-uri unul după altul, în general, primul îi transferă o treime, al doilea o treime și al treilea o treime. Asta e varianta clasică a unui site. Da? Deci dacă nu faci nimic, nu pui nofollow, nu faci nimic, așa arată transferul de PageRank și Wait, și Trust și Anchored. Deci încă pui nofollow. Până în 2008, de exemplu, varianta nofollow care era folosită pentru motoare de căutare mai ales Google era ceva de genul ăsta, da? Aveai un site care trebuie să transfere 6 puncte, da? Și dacă puneai nofollow la site-ul, la cel de-al treilea site, transfera primului 3 puncte, al doilea 3 puncte și ultimul 0. Asta era varianta clasică, toată lumea îi vrea nofollow. Prezentarea mea s-ar putea termina aici dacă ar fost chestia asta, da? Deci, merge nofollow, funcționează, dacă vreau să folosesc, îi pun nofollow la site-ul tău și am rezolvat această problemă. E, dar Google a făcut o mică schimbare. În 2009, a anunțat public că nofollow funcționează în mod diferit. Dacă anterior, când puneai nofollow, link-ul era practic ignorat de către motoarele de căutare, nu prindea nicio valoare și nu era nici urmat, în prezent, se întâmplă un lucru puțin ciudat. Dacă tu ai 6 puncte de împărțit la 3 site-uri, dintre care unul dintre ele are nofollow, Google le împarte punctele în mod egal. Primului dă 2 puncte, al doilea îi dă 2 puncte și al celui de-al treilea îi dă 2 puncte. Doar că celui de-al treilea, care are nofollow, nu îi mai dă efectiv cele 3 puncte. Deci tu oricum ai pierdut punctele, nu ai putut să le dai altei pagine pe site-ul tău, da? Și n-au ajuns nici la cel de-al treilea. E o situație puțin ciudată. Google încearcă în felul ăsta să te îndemne să nu faci nofollow. De ce să pun nofollow dacă oricum punctele alea eu le pierd? Da? N-are niciun sens. Așa soluție este folosită doar de către Google. Dacă vrei să pui nofollow, i-a pus și Bing. Nu știu soluția asta lui Google, ci aplică varianta clasică. Nofollow înseamnă nu urmezi Bing. În schimb, Google aplică soluția aceasta și apare o mică problemă. De ce ai mai folosit nofollow pe site-ul tău? Da? Dacă tu oricum ai pierdut punctele, n-are niciun sens. Și acum trebuie să ne gândim la alternativă. Bun. Nofollow te îndeamnă să nu folosești... Nofollow în varianta Google te îndeamnă să folosești nofollow doar pentru site-ul spam, da? Sau puține încredere. Page scouting este mai complex și dacă vrei să faci page scouting pe propriul site, da? Sugestia mea este să nu folosești nofollow pentru că ce puțin Google să ai probleme. În sensul că nu o să fie eficient. Bun, și acum hai să ne gândim ce alternative ar putea folosi la nofollow. O să mai multe alternative. Niciuna dintre ele nu este un locuitor perfect. Din partea mea, nofollow era foarte simplu. Puneai nofollow la un link, era ceva simplu, și
știai că funcționează, știai că toate motoarele le acceptă, era foarte simplu. Acum o să găsim alte alternative pentru diferite situații în care ai putea folosi NoFAL. Prima idee ar fi să unești mai multe site, pagini, da? Să zicem că ai despre noi și ai 5 biografii ale directorului executiv, board-ului, nu știu ce. În mod clasic, poate ai face 5 pagini diferite, o pagină, 2, 3, 4, 5. Alternativ, ar putea să unești cele 5 pagini, una singură, să faci o pagină mai lungă. Iarăși, pagina de termen juridici. În loc să ai mai multe pagini, fiecare cu ranking-ul ei, da? Poți să ai o singură pagină pe site, împărțită în categorie, da? Hai să vă vorbesc despre o altă soluție care este legată de unirea acestor pagini, numită hashtag. Gândiți pe SEO World Coffee, poți să faci click pe titlul unui mesaj și te duce la pagina mesajului. Dar aici o să acolo scrie 10 comments, 5 comments, 0 comments, scrie un număr, da? Și dacă faci click pe comments, se încarcă pagina, dar în loc să te ducă în partea de sus a paginii, o pagină foarte lungă, te transferi direct la comentarii. Deci în poza din graficul de aici, e o parte care nu se vede. Browser a făcut scroll automat la comentarii. Asta este un hashtag. Când fac, când intru pe Wikipedia, da? Dacă intru pe Wikipedia și fac click pe titlul unei secțiuni, sunt transferat automat la secțiunea respectivă. Dacă fac click pe un anumit capitol, sunt transferat automat. Face scroll automat în browser, da? E o altă metodă de navigare. Dacă unesc paginile respective, v-am zis anterior că se pot uni mai multe pagini. Poți să unesc pagina 10 director executiv, a 5 director executiv într-o singură pagină, să pun la început link-uri cu hashtag, da? Face click pe primul nume, mă transferă automat la numele respectiv. Face click pe numele 10, mă transferă automat la numele respectiv. Ca să nu las vizitatorul să facă scroll foarte mult în pagina respectivă. Deci, o primă soluție de înlocuire a NoFollow ar fi să folosiți, să uniți mai multe pagini și eventual să folosiți hashtag-uri. Bun, o altă alternativă la NoFollow este folosirea redirect. Ai două pagini, da? Pagina A și pagina B. Într-o variantă clasică ai putea folosi, să zicem că ai două pagini care sunt foarte asemănătoare sau poate pot să fie chiar identice, dar au totuși un layout diferit. În varianta clasică, dacă aveai două pagini diferite și totuși voiai să ai două releuri diferite, dar să aibă același conținut, pur și simplu puneai NoFollow către unul dintre link. Ce poți să faci alternativ la soluția aceea este să pui link-uri, să pui una din pagini să te redirecționeze la cealaltă pagină. Ce se întâmplă? Motorul de căutare o să vadă redirecționarea, îi atribuie paginii noi o mare parte din valoarea pe care avea pagina veche pe care aveai pe site, iar utilizatorii când intră pe link-ul, să zicem că intră pe link-ul 2, o să fie redirecționat automat la link-ul 1. Metoda nu este, este puțin ineficientă în sensul că e foarte nișată, adică doar pentru anumite situații de situație pe care te-au întâlnit pe un site, nu că ești NoFollow. Adică nu poți să pui, dacă ai link către un site extern, soluția asta nu te ajută. Bun. Hai să zicem că ai aceeași problemă. Ai două pagini de pe site-ul tău și să zicem că, dintr-un motiv sau altul, nu vrei redirecționare. Nu vrei ca cine vizitează pagina 2 să fie transferat automat la pagina 1. Există un anumit meta-tag care se numește relegal canonică, prin care tu poți să ai două pagini pe site-ul tău, da? Să funcționeze, să nu redirecționeze una la cealaltă, dar totuși motorul de căutare să știe că doar una dintre ele este mai importantă. Să știe care e pagina mai importantă și pe care să o afișeze în rezultatele de căutare. În cazul ăsta, utilizatorii efectiv nu văd nicio diferență. Deci ei pot să viziteze două link-uri, nu-și dau seama de nimic. Dar motoarele de căutare vor ști că una dintre ele este mai importantă pentru tine și să afișeze pe ea mai în față în rezultatele de căutare. Propostă extern. Să zicem că ai termeni și condiții. Și vrei, vede, tu chiar nu vrei niciodată ca motoarele de căutare să ajungă în pagina respectivă. Poți să pui pe site-ul tău, să zicem, seo.coffee.wordpress.com/robots.txt, dacă l-aș putea edita, da? Aș putea pune acolo, ignoră pagina cu termeni și condiții. Nu intra niciodată în ea. Terge-o din memoria ta. V-am spus că soluțiile alternative la relegal cu NoFollow pot fi periculoase. Asta e unul din lucrurile care pot fi periculoase. Motoarele ar trebui să funcționeze simplu, știi? Îi spui ignoră pagina respectivă, o ignoră. Dar e posibil, da?
pui spui să ignore pagina respectivă și el să ignore și alte pagini. Sau să facă crawling, să navigheze pe site-ul tău în mod diferit. Pur și simplu pentru că trebuie să ignore anumite pagini. Sau, să zicem că ai pagina respectivă într-un anumit folder. Și tu blochezi folderul respectiv cu tot. Dacă ai blocat folderul respectiv, tot ce pui în subfolderele din site-ul respectiv, o să fie banat. Da? Și poți să ai probleme dacă anulezi de la indexare anumite pagini. V-am arătat, la început, cum arată un link obișnuit. Da? SEO All Coffee, clic aici. Ok. Un link cu JavaScript arată exact la fel. E o mică diferență. Când te duci cu mouse-ul deasupra lui, la un link obișnuit îți apare în status bar, îți apare link-ul. Dacă e un link cu JavaScript, nu o să-ți apare link-ul, o să-ți apară un cod de JavaScript. Da? Ok. Modal de căutare, Google, da? A introdus, v-am zis că a făcut o schimbare la cum tratează nofollow. Poți să-l păcălești oarecum dacă pui link-ul în JavaScript. Pe de altă parte, te gândești că dacă Google a introdus chestia aia la nofollow, își va... Până acum, un motor de căutare avea probleme de a naviga prin link-ul cu JavaScript. Ei, te gândești că dacă a introdus chestia aia cu nofollow, e posibil să își îmbunătățească algoritmii de navigare prin JavaScript. Deci, soluția aceasta nu este perfectă. Poți să ai un link din JavaScript și să fie totuși un mare către motoarele de căutare. Deci, soluția nu este 100% perfectă, dar e oricum mai bună decât nofollow din prezent. În fine, este soluția să folosești link-uri în flash. Problema cu această soluție este că vizitatorii tăi s-ar putea să nu aibă flash instalat sau s-ar putea să nu aibă flash activat. Și s-ar putea să ai probleme pe partea asta. De asemenea, motoarele de căutare, care până recent nu indexau, nu indexau flash-ul, nu puteau să navigheze prin flash, pot, mai greu, nu întotdeauna, nu perfect, să navigheze prin flash. Deci poți să folosești flash, să ai și probleme cu site-ul tău, tot în motorul de căutare să-ți vadă link. Deci nici această soluție nu este 100% perfectă. Dacă mă interesează, o să vedeți alte resurse online pe tema LimpJuice, ca să tragem niște concluzii. Nofollow nu este o soluție atât de bună pentru page sculpting. V-am arătat alte alternative pentru page sculpting. Și e bine să te gândești cât mai bine să deranjezi vizitatorii cât mai puțin când folosești nofollow sau alte soluții pentru page sculpting. Unde să folosești în continuare nofollow? Sunt comentariile pe bloguri. Dacă ai un blog și ai comentarii, indiferent dacă le moderezi sau nu, dacă tu nu intri personal pe site-urile celor care îți comentează la tine pe blog, e bine să pui nofollow pur și simplu pentru că nu stai să reverifici, tu n-ai dat link către site-ul respectiv dacă ar fi să iei tu decizia respectivă, da? Pur și simplu lași nofollow, nu mai faci cap cu chestia asta. Ok, întrebări?